Direct din Bulgaria, cu un trofeu strălucitor în mâini, o avem în această dimineață alături de noi pe doamna Eugenia Moldovanu, meșter popular. Să știți că această doamnă talentată ne-a reprezentat țara cu mândrie la Festivalul Internațional Stars of the World și a cucerit juriul cu creațiile sale deosebite, reușind să obțină Grand Prix-ul la secțiunea arte. Astăzi o vom cunoaște mai bine și vom afla mai multe despre pasiunea sa pentru confecționarea lucrurilor din fibre vegetale. Doamna Eugenia, bună dimineața și mulțumim tare mult pentru că ați reușit să ajungeți astăzi în platoul nostru. Bună dimineața și bine v-am găsit! Așa cum spuneam, vrem să aflăm mai multe despre Eugenia Moldovanu, pentru că știm că aveți o poveste foarte interesantă în spate, care merită a fi cunoscută și de telespectatorii noștri. Și pentru început, cine este Eugenia Moldovanu și de unde vine? Da, Eugenia Moldovanu vine din satul Ustea, raionul Glodeni, din Artere, dar am 45 de ani de când trăiesc în municipiul Bălți. Așa că socot municipiul Bălți casa mea de acum, fiindcă aici m-am... În Bălți am venit la 17 ani, în Bălți m-am îndrăgostit, în Bălți m-am căsătorit, în Bălți am născut copii, așa că mă socot bălțeancă și activez la Bălți în 25 de ani de acum. Activez ca meșter popular și am... Lucrez cu copiii la studioul, am un studioul Tezaur de la Casa de Cultură Polivalentă din municipiul Bălți, unde la acest studioul am copii maturi, am două profesoare și am patru oameni mai în vârstă, în etate, adică am de toate câte o leacă, de toate vârstele, începând de la 7 ani, până la 70 plus. Foarte frumos! Ați venit astăzi în platoul nostru cu o expoziție inedită, lucrări confecționate din fibre vegetale. Doamna Eugenia, înainte de a ne povesti ce ne-ați adus astăzi în platoul nostru, spuneți-ne, de unde vine pasiunea asta pentru confecționarea lucrărilor din fibre vegetale? Că mai puțin e cunoscut. Da, pot să mă mândresc că sunt aproape unica în Moldova cu fibre vegetale, anume în paie. Mai folosesc câteodată și pănușile, lozia, papura, dar cel mai de bază sunt paiele. Am învățat această meserie la vârsta de 11-12 ani, adică până la 12 ani, fiindcă la 12, când am împlinit 12 ani, bunica mea a decedat. Dar ea m-a învățat, nu știu, cred că nici nu mai țin minte, poate chiar de la 5 ani. Fiindcă vreau să mai spun că nepoțica mea, care avea 6 ani, eu i-am pus paiele în mână la 6 ani și ea de la 6 ani a început a confecționa mărgele, îngeraș și pentru asta eu îi plăteam. Și nepoțica mea, în toată ziua avea bani de ciocolată, de o înghețată. Acum nepoțica mea învață la medicină, n-a luat această cale, dar știe totul absolut și mă ajută. Pe parcursul anului, chiar dacă este studentă, ea mă ajută mult și eu la fel o ajut pe ea. Frumos, ați motivat-o să câștige cinstit. Și acum, iată, ea împletește pentru pălărie fundița, ea poate să facă îngerașii mai mulți și mi-i aduce sâmbăta confecționat, gata. Și atunci ea mai câștigă încă un bănuț o dată în săptămână, fiind studentă la Ungheni, la Colegiul de Medicină, ea mai face și un bănuț așa. Și vă mândriți cu tot ceea ce ați reușit să-i transmiteți. Fiindcă tot una, pe nepoți îi ajutăm, ori așa, ori așa, dar ea are o motivație și zice, bunica, vreau să te ajut și aici. Aici are de unde învăța, de la cei mai buni. Vreau să vedem ce ne-ați adus astăzi aici în platou, că toate lucrările arată absolut extraordinar.
Și în sinea mea, prima întrebare, cât de mult timp vă ia să confecționați o astfel de lucrare? De exemplu, această doamnă superbă care mi-a atras atenția. Această doamnă este confecționată aproape timp de 5 zile, o săptămână. 5 zile. Da, 5 zile undeva. Până pregătiți paiele. Da, paiele trebuie aduse. Uh-huh. După ce le aducem, dacă trebuiește, le tăiem spicul. Dacă nu, le pregătim cu spicul, dar fără frunze. După aceea, iată, aici se vede, am mai multe împletituri, vedeți, bondița este împletită. O zi împletesc la bondiță, este împletită în mai multe, este din paie și totodată aceasta verde este din pănușă vopsită. Este vopsită cu coajă de nucă. Aici mai avem, iată, din pănușă și... Iată mâinile, vedeți, este o împletitură. M-am străduit să aduc aproape toate împletiturile. Aceasta se numește împletitura în volum netedă. Iată mâinile și picioarele la bărbat sunt împletite din împletitura în volum. Căciula la fel este împletită din împletitura în volum. Ne uităm jos la... Femeia are așa o horboțică, este împletită din papură, este împletitura netedă cu zimț. Aici, iată, avem pălărie bărbătească și este împletită cu frunzuliță, iarăși la fel, pălăria mea de pe cap este o pălărie este o pălărie femeiască și iată, această împletitură se numește împletitura cu zimț, iar aceasta se numește împletitura netedă. Aici avem o floare și în mijloc florii, iarăși o floare din pănuș vopsite. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că din paie poți obține astfel de lucrări. Da, acolo am, vedeți, este o lucrare făcută special pentru, așa? Da, da, este o lucrare făcută, așa, da, este o lucrare confecționată special pentru concursul din Bulgaria. Uitați-vă, acolo sunt stele noi care cad și cad stelele așa cum ar cade dintr-un ulcior apa. Iată, acele simbolizează, a fost ca simbolul acestui festival. Super. Fiindcă el se numește Star of... Festivalul din... Star of the World? Da, da, adică stele noi și iată stelele cum cad din ulcior și din cer totodată, vedeți că este pe fon albastru. Super. Adică au o conotație. Așa, aici aveți accesorii, da? Aici avem accesorii pentru păr, acesta este confecționată din pănuș, împletit în trei. Foarte simplu. Foarte simplu. Da, foarte simplu. Aceste lucrări fac și copiii în cadrul studioului meu. Copiii își fac singuri. Iată aici am unul vopsit, dacă îl vedeți, da. Tot este din pănuș, numai că este vopsit, mai este unul din pănuș, luați-l. Da, unul este vopsit, unul este natural. Ăsta vopsit este vopsit cu coajă de ceapă și cu vin. Tot natural, știți, da. Totul e bio, 100% bio aici. Da, 100% bio, nu lucrez cu... Și el alt este tot o împletitură în cinci. Da, acesta este un ungeraș, acesta este cartea mea de vizită, fiindcă unde nu m-aș duce eu, chiar și în Bulgaria când am fost, n-am făcut masterclass-ul în studio acolo, fiindcă se face murdărie, dar am făcut masterclass-ul la hotel și fiecare a primit câte un îngeraș. Unde mă duc, aceasta este carte de vizită care îngerul este legătura, eu socot că îngerul este legătura dintre cer și pământ și atunci este cartea mea de vizită, îngerul confecționat din paie. Frumos!
Ei, și dacă tot ați pomenit de acest concurs internațional din Bulgaria, de unde v-ați întors cu Grand Prix-ul la da. Secțiunea Arte. Da, iată este diploma acolo. Aceasta da, este da, diploma, da. Da. Cum a fost această experiență pentru dumneavoastră? Ați mai participat la un astfel de concurs? Da, după hotare nu am mai participat, da, am participat în România la astfel de concursuri, dar mai mult cu copiii, dar aici a fost o experiență nouă, o experiență de neuitat, fiindcă s-a îmbinat cultura și cântecele, dansurile, toată această atmosferă și totodată cu odihnă încă. Fiindcă aveam voie după concurs să ne ducem, să ne odihnim pe malul mării, nu departe de mare. A fost o bucurie și nu, nici nu pot să transmit cât de plăcut a fost când am făcut cunoștință cu oameni frumoși, oameni talentați. A fost masa prieteniei la care am avut un schimb de experiență de mâncăruri. Pe urmă a fost cântecul surpriză care din colectivul din România, din Ucraina, doamna Eugenia Ursu a fost inițiatoarea acestui cântec și acestei surprize, că a fost surpriza concursului. A fost 5 zile de vis și de miracole. Și ce lucrări ați dus acolo de ați reușit să obțineți Grand Prix-ul? Da, acolo am dus, iată, aceste lucrări care se văd aici, plus încă am dus niște tablouri, am dus chiar, am avut pe masă chiar un colac natural, fiindcă paiele sunt și spicele sunt legate tot timpul de pâine. Așa e. Și am dus colacul chiar și pe masa prietenie, am avut jemne, am avut colaci, prosoapele noastre care le filmau toți, niște prosoape și fețe de mese, tot așa manual. Am dus un tablou la care l-am confecționat tot anul acesta, unde tot am luat Grand Prix la Vinăria Cricova. A avut loc acest concurs Arta pentru Pace, unde acolo am confecționat harta Moldovei cu căsuțe și cu hulubașii deasupra caselor. Și iată, cu acest tablou am luat acest Grand Prix Arta pentru Pace. Da, de unde vă vine toată inspirația pentru aceste lucrări? De unde vă inspirați? Nu știu, vin singure, nu mai mă gândesc că, iată, trebuie să mă duc la acest concurs și cam mă gândesc cam ce aș putea face nou și totodată să fie simbolic pentru sărbătoare. Și iată, așa mi-a venit, iată, asta a fost lucrarea cea mai nouă. Pe urmă am mai avut o lucrare mare, desenată marea, fiindcă marea nu pot tare în paie să o confecționez și acum atunci am desenat-o, dar am lipit pietrele și nisipul naturale erau. Super! Cât de greu, doamna Eugenia, e să confecționezi o astfel de lucrare? De exemplu, un începător, cât timp i-ar trebui ca să mânuiască această artă? Un începător, ca să se învețe, ar trebui undeva, dacă vine zi la zi, i-ar trebui undeva cel puțin vreo 3 luni. 3 luni? Da, vreo 3 luni. Da, intensive, așa? Intensiv, în da. În fiecare zi? În fiecare zi, câte 2-3 ore.
fiindcă nu poți toată ziua 8 ore să, dar așa intensiv, ca pe urmă să înveț, că eu nu învăț pe copii a face, iată, lucrări de este. Eu învăț împletiturile, toate împletiturile, iată, împletitura netedă, împletitura cu zâmț, împletitura. Și noi împletim la lecții, de exemplu, confecționarea pălăriei. Avem așa lecții, confecționarea pălăriei. Noi confecționăm cu copii, cu omul, fiindcă mai înainte veneau câte 10 copii. Și atunci eu de la, când a fost pandemia, cred că într-un fel a fost benefic. Din altă parte am început a lucra cu copii câte jumate de oră, o oră cu un copil, dar lucru acesta anume că manual, anume împletitul din paie, nu poți să lucrez cu mulți oameni. Și atunci avem 12 ore pe săptămână și lucram, aveam 12 oameni și lucram cu câte o oră cu fiecare aparte. Și acest lucru am văzut că este mai bine așa. Lucrez individual cu fiecare și așa am lăsat această individualitate și lucrăm cu copiii, eu îi învăț, de exemplu, jumătate de metru, un metru, să lucreze la fundiță pentru pălărie, după care el își singur de sine, stătător, împletește cât poate, 1-2 metri, 1-3 metri și atunci noi confecționăm nu o pălărie mare, dar confecționăm o pălărie cum îi iese de mică, din un metru, doi metri, ca ei să știe procesul. Dar dacă vrea mai mult să lucreze, să-și facă o pălărie mare, atunci trebuie să lucreze mai mult, adică trebuie să curăț paiele mai mult, fiindcă e un proces îndelungat. Da, da. Dacă pănușa sau papura o iei și începe a lucra, le umezești numai și începe a lucra, la paie este un proces mai îndelung, fiindcă paiele trebuie să le aduci acasă, nu trebuie să le, când la colectare, să colectezi mai mult decât între în două degete, fiindcă la mijloc ele se mucigăiesc și atunci trebuie să le usuci, asta eu fac singură vara, când sunt concediu și chiar și așa, am ore care pentru pregătirea materiei prime și atunci le pregătim. Dacă vrem să lăsăm cu spice, fiindcă pe parcursul anului ne trebuiește cu spice, atunci noi lăsăm un snop cu spice. Și iarna pe parcurs lucrăm cu spice. Cu spice am avut o femeie cu părul cu spice. Mai multe lucrări sunt din spice, vedeți, femeie cu fustă din spice și așa mai departe, adică și un buchet din spice numai, adică sunt lucrări care noi le confecționăm așa. Pe urmă, paiul se taie după segmente, el are niște noduri și atunci fiecare pai și obținem 3-4 segmente. Adică se obține 3 segmente. Primul segment merge la amplitura în volum. A doilea segment merge la amplitura netedă. Și a treilea segment merge pentru confecționare. Iată, îngerașilor. Eu mai confecționez. Iată, am, de exemplu, confecționat nașterea lui Iisus Hristos. Tot este acolo și acolo este și boul, și vaca, și cai, și mânzi, și oile. Toate animalele sunt acolo confecționate. Este ultima mea lucrare confecționată de anul trecut. E cea mai complexă din toate? Cea mai mare? Este, da, cea mai mare. Este cea mai mare, fiindcă acolo este confecționată dintr-o cutie așa e mare de carton și înăuntru cutiei este, sunt toate acestea, Iisus Hristos, Maica Domnului, Iosif, toate cei trei magi, căruța cu daruri,
și toate animăluțele acestea. Deci e o muncă colosală în spatele acestor lucrări, doamna Eugenia. Da, și o fantezie trebuie să ai, o fantezie așa, ca fiindcă când din lut, de exemplu, este mai ușor de confecționat, chiar și din lemn cioplești. Aici lucru este tot atât, dar această profesie nu s-a păstrat atât de mult, fiindcă paiele, dacă cad jos sau sunt îngropate, ele putrezesc. Dacă lemnul se mai păstrează, ceramica se păstrează, atunci și de aceea nu a rămas multe lucrări din paie, fiindcă rar sunt prin muzee și eu am hotărât să fac o colecție de lucrări anume din paie, pe care în fiecare an o înnoiesc și dărui câte o lucrare, două, Muzeului de Istorie și Etnografie din Chișinău. Și am undeva la vreo, cred că am în jurul la vreo 20 de lucrări. Dar așa, pe general, colecție întreagă. Spuneați că aveți peste 100 de lucrări, da? Da, acasă am peste 100, de lucrări confecționate, dar la muzeu am 25 de ani de când sunt meșter popular. Mai înainte de a fi meșter popular, am lucrat 20 de ani în grădiniță de copii. Eu sunt educator în grădiniță de profesie. Ei, și acum toată dragostea asta pentru copii se manifestă și în aceste lucrări, da, și în orele care le aveți cu ei. Da, anume, adică am trecut de la una la alta, dar tot cu pedagogie. Tot, n-ați plecat departe. N-am plecat departe, pur și simplu acolo învățam copiii totul, aici învăț o meserie, fiindcă eu fiind... Am învățat de la 12 ani, dar nu am profesat până la 40 de ani. La 40 de ani, adică prin anii 90, când nu se plăteau, când nu se asta, eu nu m-am dus din țară, cum au plecat mulți, dar am început de a confecționa lucrări din paie și a le dărui la zi de naștere, la nuntă, la cumătrie, adică socoteam că un cadou așa este frumos să-l aibă în casă. Și iată, așa ați devenit cunoscută. Da, așa am devenit cunoscută, adică de nevoie am devenit meșter popular. Văd aici și o carte, Eugenia Moldovanu, meșter popular care știe cum cântă spicele la răsărit de soare. Foarte frumos! Da, această carte anul trecut a văzut lumina zilei. Anul trecut am avut două expoziții personale, una în municipiul Bălți și una în municipiul Chișinău. Și iată, citiți acolo cine sunt autorii cărții, la început. La început, da? Ludmila Ouș, da, vedeți că este scris. Ludmila Ouș, Victoria Țâcu, Diana Țurcanu. Da, iată, aceste fete au hotărât să mă surprindă frumos și să scrie o carte. Prima carte după a fost scrisă, ele au un proiect și prima carte a fost scrisă pentru Lidia Noroc Pânzaru, artistă emerită din municipiul Bălți. A doua carte a fost scrisă în memoria lui Mihai Voluntir, iarăși artist emerit. Și a treia carte, iată, este scrisă pentru mine, care sunt în viață, că ele au hotărât, zice, hai să scrim și pentru un om care este în viață să-și vadă cartea. Și cum ați reacționat? Ați știut de fapt că se scrie o carte? Da, am știut că am dat pentru că datele bibliografice. Da, a fost și un interviu acolo, lumea a scris acolo diferite păreri și au fost trimite. Adică a fost în colaborare cu mine, am știut că o scriu. Sperb. Am dat materiale, fotografiile. Am acolo la urmă 7 masterclass-uri. Nu este numai biografie. Dacă la cei doi a fost scris numai
bibliografie, la mine este autobiografie, este o biografie și 7 masterclass-uri, unde cineva, dacă cumpără această carte, poate să se învețe și miștișugul în paie. Da, iată, văd aici, pas cu pas, totul i-a arătat, pas cu pas. Este, se începe duminica a citi. Uh-huh. Fiindcă este cum se pregătesc paiele. Duminica și se începe a pregăti paiele? Nu, duminica uh-huh. se citește cum să pregătim paiele. Și atunci luni ne apucăm de pregătit paiele, marți începem a face prima lucrare. Și sunt acolo 6 lucrări. 6 lucrări explicate pas cu pas, așa că dacă vă doriți și dumneavoastră, poate să încercați, poate devine o pasiune, la fel ca și în cazul doamnei Eugenia Moldovanu, această artă de confecționare a lucrărilor din fibre vegetale. Paia atunci, anume. Paia anume. Atunci nu aveți decât să găsiți această carte, Eugenia Moldovanu. Aici aveți 7 ateliere unde cu siguranță găsiți foarte multă informație. Doamna Eugenia, să știți că pentru mine, dar sunt sigură că și pentru cei de acasă, a fost o mare, mare plăcere să vă descoperim și să ne convingem încă o dată cât de frumos și ce oameni talentați are țărișoara noastră. Da, eu vreau să mulțumesc mult doamnei Eugenia Ursu, la care am participat prima dată în 2021 la expoziție și la în cadrul festivalului Constelația Talentelor, unde am luat premiul întâi și de atunci s-a legat o prietenie între noi și tot datorită ei am fost anul acesta și la și în Bulgaria. Și în Bulgaria și vreau să mă mai mândresc, mai am încă aici o cupă, unde anul acesta o fetiță de-a mea a participat la festivalul Cătălina din Iași, unde a luat premiul 3. Da, iată-l văd aici. Da, fibre vegetale, Adelina Carp, care îi mulțumesc că m-a prezentat acolo și a venit premiantă. Și munca dumneavoastră este răsplătită prin trofeele obținute de copii. Da. Am mai fost în 2016 la Sibiu, unde copiii au luat premiul 1, premiul 3, diplome de excelență. Toate acestea mă mândresc și cu copiii. Anul acesta am mai fost în, că acum este toamnă și zice că toamna se numără bobocii și să mă mai laud un pic anul acesta, adică anul trecut eu am terminat, am învățat 2 ani la Școala Populară de Arte din Botoșani. Și anul trecut am terminat-o cu succes și învățând acolo în tot anul, anul acesta a fost a 3-lea an, de când se organizează la Mănăstirea Vorona o tabără de creație cu copiii, unde vin meșteri populari din România și învață copiii diferite meșteșuguri. Și anul trecut și anul acesta eu mi-am luat o elevă mai în vârstă și am plecat cu ea și doamna a învățat plicturile și jucăriile din paie cu copiii, iar eu i-am învățat încondeierea ouălor. Fiindcă în România am terminat Școala Populară de Arte, țesut cu sut. Meseria care eu o predau nu se învață nicăieri, nici într-o școală. Dacă cusutul, brodatul se mai învață pe la universități de arte, pe la colegii de arte, împletiturile din paie nu chiar sunt atât de mulți, adică se mai învață așa puțin din pănuși, poate aplicații,
Dar așa cum lucrez eu, sunt unicul om care în Moldova și România. Și noi ne bucurăm mult că am avut această posibilitate să vă cunoaștem și aici la Tezaur TV, pentru că tot ceea ce sunteți și tot ceea ce faceți, de fapt, este un tezaur al neamului nostru. Mulțumim pentru prezență, doamna Eugenia, multă sănătate vă dorim, inspirație și vă mai așteptăm cu noutăți. Mulțumesc și eu la fel vreau să spun că să privim în urmă cu iertare, în sus cu credință, în jos cu recunoștință, iar înainte cu speranță pentru a vedea miracolul vieții noastre, pentru că viața este un miracol. Ce frumos! Ce frumos încheiem această emisiune în această dimineață alături de doamna Eugenia Moldovanu, meșter popular. Vă mulțumim și mulțumim și tuturor telespectatorilor care au fost alături de noi. Vă dorim să aveți o zi frumoasă, cu multe emoții pozitive și oameni talentați alături de voi. Toate bune și frumoase!